aranjați că trebuie să plătească taxe vamale Republicii Moldova, separatiștii din Transnistria au cerut protecția Rusiei. În țară, Spitalul Județean Suceava trebuie să achite 800.000 de euro daune morale părinților unui bebeluș care a trăit doar câteva zile. La București curg anchetele după ce sute de oameni s-au speriat îngrozitor pentru că două metrouri aflate pe aceeași linie s-au ciocnit. Primarul sectorului 5 este acuzat de conflict de interese deoarece și-a angajat ginerele, iar cu o zi înaintea sinodului care îl va judeca pentru răzvrătire și indisciplină, înalt preasfinția sa Teodosie a ajuns la concluzia că bărbații fără barbă sunt ciundiți. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Tensiuni în creștere la granița Republicii Moldova. Regiunea separatistă Transnistria a cerut protecția Rusiei împotriva unui așa zis război economic declanșat de guvernul de la Chișinău. Fără să spună o vorbă de o posibilă alipire la Federația Rusă, așa cum se zvonise inițial, deputații separatiști reuniți într-un congres extraordinar acuză de fapt Republica Moldova de presiuni economice. Asta după ce guvernul de la Chișinău a impus de la 1 ianuarie plata unor taxe vamale. Против? Против? Нет? Принято единогласно. După aproape două ore în care liderii regimului de la Tiraspol au ținut discursuri în fața peste 600 de aleși locali din regiune, a fost adoptată o declarație comună. 7 puncte conține această rezoluție adoptată de deputații separatiști. Ei fac un apel în primul rând către Rusia, dar și către unele organisme internaționale, precum ONU, OSCE, Parlamentul European și chiar Crucea Roșie. La primul punct însă, transnistrenii cer Consiliului Federației și Dumei de Stat a Rusiei să implementeze măsuri de protecție a Transnistriei pe fondul presiunii sporite din partea Republicii Moldova. Ei solicită Rusiei să apere Transnistria și pe cei peste 220.000 de cetățeni ruși din această regiune secesionistă. Subliniază de asemenea experiența unică și pozitivă a contingentului rus de menținere a păcii în această regiune, precum și statutul Moscovei de garant și mediator în procesul de negociere cu Republica Moldova. Oricare ar fi aceste măsuri de protecție solicitate Rusiei însă, ele nu pot fi implementate din cauza poziției geografice a Transnistriei. Iată ce spun experții. Ceea ce se întâmplă în acest moment la Tiraspol reprezintă un factor de presiune. Aveau nevoie să facă ceva astfel încât să pună presiune pe Republica Moldova, pe autorități, mai ales având în vedere alegerile care vor veni. Este evident că dacă ar fi cerut mai mult, atunci Federația Rusă s-ar fi găsit în imposibilitatea de a acționa mai mult. Pentru că nu există pod, nu există un pod terestru, nu există posibilitatea ca forțele ruse să ajungă în Transnistria la acest moment. Aeroportul din Tiraspol nu poate primi zboruri fără ca ele să fie autorizate de către autoritățile de la Chișinău. De asemenea, nu pot exista zboruri clandestine peste teritoriul ucrainean. Supărarea separatiștilor vine din faptul că autoritățile de la Chișinău au impus de la începutul anului plata taxelor vamale pentru transnistreni către Republica Moldova și nu către bugetul regiunii secesioniste, iar politicienii din stânga Nistrului vor acum ajutor internațional ca să schimbe decizia. Возврате установленные форматы дипломатического урегулирования экономических и дипломатических проблем. Chișinăul nu a reacționat deocamdată la această rezoluție adoptată de Tiraspol, dar înaintea Congresului, purtătorul de cuvânt al guvernului a calificat Congresul așa numitelor autorități de acolo drept o încercare de a crea panică în societate. Vrem să spunem foarte clar și ferm, nu există pericole de escaladare și destabilizare a situației în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Este o altă campanie prin care se încearcă isterizarea societății în jurul acestui așa numit eveniment de la Tiraspol. La scurt timp după adoptarea declarației separatiștilor, a reacționat și Federația Rusă. Protejarea intereselor populației din Transnistria, compatrioții noștri, este una dintre prioritățile noastre. Toate solicitările sunt întotdeauna examinate cu atenție de către organele rusești competente, a transmis Ministerul Rus de Externe, citat de presa rusă. La noi este an electoral, iar coaliția a hotărât ca în ziua alegerilor programul de vot să poată fi prelungit și până la miezul nopții, dacă oamenii stau la coadă. Vorbim și despre posibilii candidați imediat.
Familia unui bebeluș care a murit în spitalul județean Suceava va primi daune morale de 800.000 de euro. La 8 ani de la tragedie, magistrații curții de apel au decis că unitatea medicală se face vinovată de deces ca urmare a unei infecții intraspitalicești. Băiețelul a trăit doar 12 zile. Trei bebeluși au murit acum 8 ani în condiții suspecte, într-un interval de 7 luni, în spitalul județean din Suceava. Numai familia unuia dintre ei s-a constituit parte civilă în proces și a cerut daune. Necropsia pruncului a arătat că a murit din cauza unui șoc septic. Conducta de apă din spital era infestată cu piocianic, o bacterie extrem de periculoasă, au arătat investigațiile ulterioare. Copilul nostru s-a născut clinic sănătos. Pioceanicul l-a luat din spital. La momentul respectiv, reprezentanții spitalului județean Suceava au considerat de cuvință că ar fi util pentru dumnealor să arate cu degetul spre părinți. Procurorii au deschis în 2016 o anchetă penală pentru ucidere din culpă. În decembrie anul trecut, o primă sentință a stabilit că familia pruncului trebuie să primească 650.000 de euro. Hotărârea arăta că spitalul nu a luat măsurile corespunzătoare de identificare, raportare și înlăturare a infecțiilor nosocomiale. Au fost ani grei. Trăiți într-un stres, într-o teamă continuă că justiția nu își va face datoria. Valoarea daunelor a fost majorată acum, iar această sentință este definitivă. Judecătorii au stabilit daune morale de câte 300.000 de euro fiecărui părinte și încă 200.000 de euro surorii bebelușului decedat. În plus, spitalul trebuie să achite și o amendă penală de 56.000 de euro. S-a luat legătura cu asiguratorul care era atunci în 2016 să vedem ce sumă poate acoperi din suma stabilită de justiție și cealaltă parte va fi asigurată de spital. Încurajată de decizia de acum, încă o familie din cele trei care și-au pierdut copiii în spitalul din Suceava se gândește să meargă în instanță. Am stat la mâna legii, eu am fost și prin colegiul medicilor, prin procuror, prin poliția județeană Suceava, prin anchetă și-a durat foarte mult. La necropsie s-a găsit bacilul și s-a pus inclusiv diagnosticul cealaltă, nu știu dacă în ghilimele fie spus diagnostic, inclusiv bacilul piocianic. Sentința cu daunele morale de 800.000 de euro a venit în contextul în care faptele cercetate s-ar fi prescris peste două zile. Au loc mai multe anchete în urma unui incident extrem de grav petrecut la metroul din București. Sute de pasageri au fost în pericol după ce două trenuri s-au ciocnit în stația Timpuri Noi pentru că au ajuns pe aceeași linie. Doar norocul a făcut ca impactul să fie unul ușor. Scandalos este că așa a ieșit la iveală faptul că sistemele de siguranță nu sunt complet automatizate. În aceste condiții, specialiștii vorbesc chiar de o posibilă eroare umană. Haosul de la stația Timpuri Noi s-a declanșat în jurul orei 19. După minute de așteptare, oamenii au coborât pe peron să ceară explicații. Panicați, priveau cum pe aceeași linie un alt tren s-a oprit în metroul lor. Surpriza a fost mare. La aceeași linie era o altă garnitură de tren care a venit din sensul opus. Practic, cele două trenuri erau proptite, unul în celălalt. Debusolați și fără soluții, mecanicii s-au închis în cabină. După mai bine de 40 de minute, trenul a fost pus în mișcare. Totul, spun specialiștii, ar fi pornit de la un tren defect din stația Dristor 1, care a fost scos din circulație pentru că nu mai putea merge înainte, ci doar înapoi. În sensul invers direcției de mers, trenul urma să ajungă în stația Mihai Bravu, unde, între timp, o altă garnitură plină cu pasageri a ajuns pe peron. Ca să elibereze linia pentru metroul defect, trenul cu pasageri a fost redirecționat în abatere, adică mecanicii au schimbat direcția. Dar trenul nu a ajuns pe o cale liberă, ci în fața unui alt metrou, care staționa la Timpuri Noi. Dacă cele două garnituri ar fi avut viteză, s-ar fi produs un dezastru. S-au luat măsuri de frânare și s-a făcut o atingere a trenului care era staționat în Timpuri Noi. A fost un șoc, evident, la cuplare. Oficialii iau în calcul mai multe variante. În mod normal, în fiecare stație există două macaze care funcționează automat, așa cum sunt programate traseele și sunt incorporate de o instalație care poate bloca trenurile să schimbe direcția. Doar că totul este supravegheat de un operator care coordonează traficul de la un monitor de control. O chestiune de tehnic, de defecțiune tehnică. Cineva a greșit. Mecanicii, cei care conduceau circulația.
Incidentul a avut loc aseară la o oră de vârf, atunci când în fiecare garnitură de metrou erau sute de pasageri. Riscurile în cazul unei astfel de ciocniri sunt imense, spun specialiștii. Și asta pentru că, spre deosebire de tren, unde numărul locurilor este mult mai mare, la metrou oamenii circulă mai mult în picioare, iar șansele să se lovească sunt mult mai mari. Dacă este o eroare umană, luăm măsurile în consecință. Dacă este o defecțiune tehnică, de asemenea vom remedia. În străinătate, multe sisteme care pun în circulație trenurile sunt total automate. Potrivit datelor oficiale, peste 600.000 de călători circulă zilnic cu metroul din București. Legea pensiilor are acum și norme de aplicare pentru recalcularea lor. Noua formulă ține cont de punctele bonus pentru anii de vechime pe care le vor primi cei care au muncit cel puțin 25 de ani. Orele suplimentare, primele în bani și cel de-al 13-lea salariu sunt luate și ele în evidență la stabilirea pensiei. Primele pensii recalculate vor fi primite în septembrie și, conform spuselor autorităților, nicio pensie nu va scădea. Agenția Națională de Integritate a anunțat că a constatat un conflict de interese administrativ în cazul edilului de la sectorul 5, după ce Cristian Popescu Piedone l-a numit pe ginerele său membru într-o comisie importantă din primărie. Inspectorii susțin chiar că din acest motiv Piedone ar trebui să fie decăzut din dreptul de a mai fi primar. Piedone se arată însă revoltat că a aflat din presă despre raportul ANI și crede că are legătură cu recentul său anunț referitor la intrarea în cursa electorală pentru primăria generală. Cei de la Agenția Națională de Integritate susțin că Piedone a intrat în conflict de interese administrativ atunci când l-ar fi adus la primărie pe soțul fiicei sale. Potrivit raportului, a emis și a semnat dispoziția de numire a ginerelui său, afind de gradul 1, în calitate de membru al Comisiei pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale, calitate de pe urma căreia a obținut 109.520 de ron. Edilul sectorului 5 se declară revoltat și susține că a aflat din presă de analiza inspectorilor de integritate pe care îi acuză că i-ar fi încălcat dreptul la apărare. Inspectorii de integritate susțin că din pricina acestui conflict de interese administrativ, Cristian Popescu Piedone ar trebui să fie decăzut din dreptul de a mai fi edil al sectorului 5, dar și că vreme de 3 ani ar fi interzis să mai ocupe o funcție eligibilă. Cristian Popescu Piedone consideră că totul ar avea legătură cu intenția sa declarată de a intra în cursa pentru primăria capitalei. Este extrem de suspect faptul că asta se întâmplă la mai puțin de 48 de ore din momentul în care mi-am anunțat candidatura pentru funcția de primar general al capitalei. Cristian Popescu Piedone dă de înțeles că va contesta în instanțe raportul Agenției Naționale de Integritate, așa că doar dacă judecătorii vor confirma că edilul s-a aflat în conflict de interese administrativ, prefectul capitalei poate emite dispoziția de încetare a mandatului de primar. Însă este foarte posibil ca întreaga procedură să se finalizeze după alegerile locale. Piedone susține că va da explicații suplimentare după ce va primi raportul ANI. Iar liderii coaliției vor spune cine este candidatul pentru primăria capitalei abia la mijlocul lunii martie. Până atunci măsoară în sondaje șansele unor membri de partid care aspiră la funcție, dar și ale unor oameni de afaceri dispuși să intre în politică. Cert este doar că actualul primar general Nicu Șordan a anunțat astăzi că rămâne independent și mai vrea un mandat. Acesta are susținerea partidelor de dreapta. Pentru că între liberali și socialdemocrați au loc discuții aprinse și ca să evite nemulțumirile din ambele tabere, conducerea restrânsă a celor două formațiuni a decis să testeze în sondaje intenția de vot pentru liderii organizațiilor din capitală. Și liberalul Sebastian Burduja, dar și socialdemocrata Gabriela Firea au anunțat că vor să candideze. Pe lângă cei doi, vor fi măsurați din partea PNL doi oameni de afaceri cu notorietate, până acum apolitici, dispuși însă să se înscrie în PNL sau în PSD, în schimbul susținerii la primărie. Eu cred că o să avem un candidat comun. Avem nevoie în politică de oameni care au performat în diverse domenii de activitate. Pe 15 martie ar trebui anunțat candidatul comun. De partea cealaltă, opoziția și-a clarificat din timp opțiunile. Partidul lui George Simion a anunțat că îl susține pe Mihai Enache, care a lucrat în mai multe primării de sector. Unite în aceeași alianță, USR, PMP și Forța Dreptei vor face campanie pentru Nicu Șordan, pentru a doua oară candidat independent. Sper ca decizia asta să fie oficializată. Guvernul va adopta săptămâna viitoare și modificările legislative care permit organizarea alegerilor europarlamentare împreună cu cele locale. Primarii și președinții de consilii județene vor fi aleși în data de 9 iunie, dar nu își vor putea prelua funcțiile până în septembrie, când expiră mandatele celor aflați deja în fruntea localităților. Mai mult, conform legislației actuale, un primar în funcție nu poate candida pentru încă un mandat, dacă vrea să schimbe partidul din care face parte. E o nebunie, e un nonsens.
faptul că guvernul vine cu o devansare a termenului, automat duce, ne pune în situația de a fi obligați să găsim mecanisme prin care oamenii să aibă dreptul de a candida. De asemenea, coaliția de guvernare a decis ca în ziua alegerilor programul de vot să poată fi prelungit cu o oră sau chiar până la miezul nopții în secțiile aglomerate. Tot majoritatea aflată la putere a hotărât ca data alegerilor prezidențiale să fie devansată, iar cele două tururi de scrutin să fie organizate pe 15, respectiv 29 septembrie. Din seria Ce declarație controversată a mai făcut arhiepiscopul Teodosie, astăzi aflăm că i-a luat în vizor pe bărbații fără barbă. În opinia ierarhului, aceștia sunt ciuntiți. Dincolo de acest nou derapaj, Teodosie urmează să se prezinte mâine în fața Sfântului Sinod. Este acuzat de acte de răzvrătire și indisciplină. Întrebat la radio de un ascultător curios de ce poartă barbă slujitorii bisericii ortodoxe, înalt preasfințitul Teodosie a făcut inițial referiri generale. Barba este lăsată pentru bărbați. Sunt și excepții, oameni spâni, cărora nu le crește barba și sunt triști unii dintre ei care ar vrea să aibă. Bărbatul trebuie să aibă barbă. Bărbații fără barbă sunt ciuntiți. Au urmat apoi considerațiile personale. Orice bărbat ar trebui să poarte barbă, cu atât mai mult slujitorii bisericii ortodoxe. Ei trebuie să aibă chipul lui Hristos, care a purtat barbă. De această dată, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, s-a abținut să intre într-o nouă polemică. Drept reacție la spusele arhiepiscopului Tomisului, ne-a scris pe WhatsApp 10 cuvinte. Ermetism total, mereu provocator, deci nu merită un comentariu oficial. Mie îmi plac bărbații fără barbă. Da, e opțiunea celor care poartă barbă să păstreze barba. De ce totuși a ținut înalt preasfințitul Teodosie să intre în această dezbatere? Specialist în studii religioase, Bogdan Duca a încercat să ne lămurească. Genul acesta de declarații, mai talibane, îi atrag paradoxal o bună popularitate în rândul nucleului hardcore ortodox. El a înțeles că nu poate accede la scaunul de patriarh, nu poate obține rangul de mitropolie, dar pe de altă parte poate obține altceva, poate obține această legitimitate de imagine. Declarațiile făcute în ultima vreme de înalt preasfințitul Teodosie urmează să fie dezbătute mâine de Sfântul Sinod și în contextul cererilor repetate de a se reînființa mitropolia Tomisului. Arhiepiscopul Teodosie este acuzat, printre altele, de tulburarea păcii din viața bisericii și a societății, prin acte de răzvrătire, indisciplină și presiune publică. Înainte de întâlnirea cu colegii din Sfântul Sinod, înalt preasfințitul Teodosie a instituit în arhiepiscopia pe care o conduce 3 zile de post, până astăzi inclusiv, pentru împlinirea dorinței poporului, pentru pace, rânduială, dar și pentru descoperirea adevărului. Livezile sunt în floare în vestul României, însă numai albinele se bucură. De ce se tem agricultorii că vor rămâne anul acesta fără fructe, descoperiți în câteva clipe. Autoritățile au aprobat abia acum, la 2 luni de la începutul anului școlar, lista școlilor incluse în programul Masă Sănătoasă din 2024. Este vorba despre 1200 de școli din toată țara, în care învață 450.000 de copii. Aceștia vor primi o masă caldă preparată în regim propriu, ori de catering, iar în alte cazuri, în loc de masă caldă, un pachet cu alimente. Suma acordată de stat este aceeași ca în 2023, 15 lei pentru fiecare copil, bani care s-au dovedit insuficienți, conform directorilor instituțiilor de învățământ. Prin acest program, autoritățile vor să prevină abandonul școlar, doar că programul este deja întârziat și va mai dura până când se vor finaliza toate procedurile. În același timp, mai mulți licei au fost cuprinși în primul program național de educație alimentară. La cursul numit Gustă cu atenție vor participa aproape 10.000 de elevi. Inițiatorii își propun să le deschidă ochii adolescenților care înlocuiesc aproape zilnic micul dejun sau prânzul cu gustări hipercalorice, sărace nutrienți utili organismului. La lecții participă inclusiv psihologi. Câte kilograme? 71. Și în ultime? 182. În prima lecție din cele 4 ale campaniei, elevii află dacă au greutatea normală sau ar fi cazul să ia măsuri cât mai repede. Orice sandwich trebuie să aibă felii subțire de pâine și cel puțin 2 legume. O felie de cașcaval, brânză topită. Și există vreo legumă pe acolo? Nu. Un sfert dintre adolescenți sunt obezi. E vorba de ce și cât mănâncă, deseori de poftă, emoții, stres, nerăbdare, tristețe. Greșit! Ar trebui să aibă 3 mese pe zi, la ore fixe, și numai 2 gustări, când chiar simt foamea. Cam la cât credeți că ar trebui să mâncăm pe o scară de la 1 la 10? 7. Ai, exact, ai dreptate, pe la 7-8. 1, 2, 3,
putem să mai rezistăm. Copiii află că pot avea la pachet un măr, o banană, o mână de nuci sau un baton cu cereale. Gustările procesate, de la pufuleți cu arome la chipsuri, snacksuri sau napolitane, au multe grăsimi, care în timp se depun pe artere. Sigur, contează enorm ritmul normal de veghe și somn, măcar 8 ore, plus o siestă de o jumătate de oră, singur cu propriile gânduri. Cine doarme 8 ore? Știți că somnul e cel mai important, da? Cine nu doarme 8 ore? De ce? Ce activități? Băteți-vă așa un pic pe umeri, dar așa, cu rezonanță. Acest corp este prietenul vostru cel mai bun. Oarecâți părinți de adolescenți strigă de câteva ori pe zi, lasă odată telefonul la masă, iar apoi ies din cameră și telefonul apare din nou. Exact, mulți. Pe lângă faptul că e o lipsă de respect față de cei din jur, copilul va mânca mai mult. Iată de ce. Atunci când începe masticația, în creier se declanșează aproape instantaneu o doză mare de dopamină, hormonul fericirii. Dacă adolescentul butonează în același timp, e clar că îi place ce face și atunci vom avea o doză suplimentară din acest amestec de chimicale. Și uită să se oprească. Dacă are în față o farfurie de ciorbă, să spunem că o termină și gata. Dar dacă mănâncă o pungă cu biscuiți, nu se va lăsa până n-o dă gata. Autorii campaniei insistă că adolescenții pot face ei înșiși schimbări pozitive, după ce înțeleg corect mecanismele care le afectează alimentația și, implicit, sănătatea. Continuăm cu un caz revoltător petrecut la Galați. O asistentă ar fi fost prinsă că fură carduri bancare și vouchere de vacanță de la pacienți și colegi. Este vorba despre o angajată a spitalului TBC care lucrează de aproape 30 de ani în unitatea medicală. Femeia ar fi folosit cardurile furate pentru cumpărături sub 100 de lei, iar în felul acesta nu trebuia să știe codul PIN. Ar fi fost descoperită în momentul în care ar fi încercat să facă o plată online de aproximativ 2000 de lei cu cardul unui medic. Doctorul și-a dat seama și a reclamat incidentul la poliție. Anchetatorii ar avea dovezi pentru furturi săvârșite de ea în ultimii 4 ani și o cercetează sub control judiciar. Primăvara timpurie și mult prea caldă pune în pericol producția de fructe. Pentru că au fost și 20 de grade în multe zone, piersicii și caișii au înflorit cu o lună mai devreme. Fermierii privesc asta cu îngrijorare pentru că peste o săptămână sunt așteptate temperaturi negative aduse la noi de un ciclon mediteranean. Dacă privim această livadă de la marginea orașului Timișoara, am crede că suntem deja la sfârșitul lunii martie. Piersicii și caișii au înflorit, iar albinele zboară din floare în floare. În mod normal, în această perioadă a anului, mucurii trebuie să fie închiși. Nici măcar nu trebuie să fie îmbobociți. Deci, cu siguranță suntem cu 20-25 de zile avansat față de un normal. În vestul țării sunt 20 de grade de aproape o săptămână, iar meteorologii vorbesc despre recorduri în istoria monitorizărilor. Proprietarii de livezi se tem însă pentru fructe, mai ales că se întoarce frigul. Nu avem cu ce să-i protejăm și ce să facem. Se ferize îngheț eventual. Nu avem cum. Când cădea bruma, se mai făcea foc sub ei. Dar vă dați seama la cât este plantația de mare, ar trebui să faci focuri multe. Costuri. Costuri enorme, da. În județul Mehedinți, corcodușul, din care mulți gospodari fac țuică, este în perioada polenizării. Un îngheț l-ar compromite. Chiar este foarte timpuriu. Pomul nu are calendar, să uite, el să știe în ce dată este. Pentru pomii fructiferi, un îngheț târziu în martie și în aprilie înseamnă practic pierderea parțială sau totală a producției. Nu excludem să existe episoade scurte, de temperaturi mai joase, poate chiar îngheț în anumite momente ale lunilor următoare, vorbind de martie și cel târziu aprilie. Și în Japonia, faimoșii cireși au înflorit mai repede, cu o lună. Crescătorii de albine vor primi un ajutor de la stat drept compensație pentru pierderile suferite anul trecut din cauza războiului de la graniță. Este vorba despre 5 euro pentru o familie de albine. Suma va putea fi cerută de luna viitoare. Un crescător va putea lua în total cel mult 280.000 de euro. Beneficiarii pot fi atât persoane fizice cu atestat de producător, cât și firme ori întreprinderi familiale. Și crescătorii cu animale afectate de pesta porcină ar urma să primească despăgubiri. Este vorba de cel mult 15 euro pentru fiecare animal. În 10 ani de când hărțuirea a fost incriminată de codul penal, mai puțin de 500 de românci au avut curajul să depună plângere împotriva celor care le-au vrut răul. Anul trecut au fost doar 25. Deși zilnic sunt agresate pe stradă, în mijloacele de transport în comun, la serviciu sau acasă, foarte puține femei reușesc să ducă o acțiune până la capăt. Aceste imagini surprind un bărbat care se atinge în zonele intime în fața unei tinere, într-un tramvai din capitală.
S-a întâmplat de mai multe ori, iar fata și-a dat seama că trebuie să adune probe ca să meargă la poliție. A reușit să-l filmeze pe individ de 3 ori, în zile diferite. Care a fost momentul în care ai fost convinsă că trebuie să acționești? Momentul în care am avut mai multe filmări, pentru că aveam senzația că dacă este una singură, clar nu o să fie băgată în seamă, și momentul în care aveam un cadru clar, specific cu fața lui. Mă confrunt mai degrabă cu anxietate în momentul în care vine momentul să mă duc să fac ceva în sensul ăsta, să mă duc la poliție. Victimele hărțuirilor, indiferent de natura acestora, sunt supuse unui stres psihic extrem, care într-un final duce la renunțarea de a cere ajutor, adică exact ce își dorește și agresorul. Victima trebuie să se pregătească psihic cu foarte multă răbdare și cu o rezistență fantastică, pentru că va fi revictimizată de fiecare dată când va fi contactată. De exemplu, autorul nu se poate sta în fața casei. Pur și simplu sprijină stâlpul. Și zice, da, ce am făcut? Sunt pe spațiu public, mă uit la tine. Aceste acțiuni devin atât de stresante, transformă viața persoanei vătămate într-un calvar. Și foarte multe dintre persoanele vătămate pur și simplu cedează. Nu mai depun niciun fel de plângere. În cele mai multe cazuri de hărțuire, agresorii încearcă să comunice gradual cu victima lor, pe care aparent o idolatrizează. Eu niciodată, acum vorbesc în locul lui, eu niciodată nu mă voi adapta la tine, ca persoană vătămată, nu pasă de sentimentele tale și de dorințele tale. Și, din nefericire, mai am și o problemă în ceea ce privește abținerea. Adică omului acesta nu-i funcționează frâna comportamentului. Momentul acesta este foarte, foarte delicat, acela în care își pierde controlul. De aceea, varianta în care victima crede că prin comunicare empatică va scăpa de agresor este nerecomandată și considerată greșită. Dar dacă te urmărește și te trezești în scara blocului, singură cu el? Fără contact, fără comunicare. Și, evident trebuie să dai alarma, trebuie să faci scandal. Granița dintre acțiunile de hărțuire până la agresiunile sexuale, viol sau omor este foarte fină, spune specialistul în analiză comportamentală, care le îndeamnă pe femei să spună stop abuzului de orice fel, încă din primele momente, și să ceară ajutor cât mai repede. Arată ca venită din viitor și funcționează ca atare. Cum se descurcă în trafic mașina care și zboară și, nu în ultimul rând, cât costă, vă spunem în câteva momente. Se fac planuri mari pentru Transfăgărășan. Autoritățile vor să modernizeze spectaculoasa șosea de la înălțime, astfel încât drumul de la Bâlea Cascadă până la Piscul Negru să fie deschis mai multe luni sau chiar tot anul. Un studiu va stabili care sunt soluțiile tehnice care le va permite turiștilor să meargă cu mașinile și iarna, dar și cum să dispară blocajele din perioada verii. În sezonul de vară, Transfăgărășanul este plin cu turiști și mașini, mai ales în weekenduri. Specialiștii CNAR își propun acum ca șoseaua care leagă Bâlea Cascadă din județul Sibiu și Piscul Negru din județul Argeș să fie deschisă aproape tot anul. Asta după elaborarea unui studiu care va include mai multe îmbunătățiri considerabile, între care copertine de protecție din beton în caz de avalanșă, panouri de informare digitale la intrările pe Transfăgărășan, care să le arate șoferilor numărul de locuri de parcare libere și condițiile meteo. De asemenea, autoritățile vor să facă parcări noi și locuri de vedere panoramice. Deocamdată a fost semnat contractul de fezabilitate, care trebuie să fie finalizat în 12 luni. Bugetul pentru studiul de fezabilitate este 8,5 milioane de lei fără TVA, iar banii sunt asigurați prin programul transport, deci prin fonduri europene nerambursabile. Aceste măsuri vor trebui să țină cont în primul rând de siguranță, pentru că este un drum la altitudine. Antreprenorii locali și cabanierii din zonă speră ca acest proiect să ajute la dezvoltarea turismului. Există maxim 4-5 puncte în care zăpada poate surprinde participanții la trafic. În Austria, în Italia, în Franța, în momentul în care există iminență de avalanșă sau stratul de zăpadă depășește o anumită grosime, se intervine prin forțe astfel încât să se declanșeze avalanșa. Mi se pare o idee destul de bună și cred că ar influența oamenii să vină mai mult în părțile astea, într-o vacanță, într-un concediu. Alții cred însă că zona se va aglomera prea mult. Ar fi cât de cât bine să lăsăm în restul anului opri circulații pentru a proteja și caprele negre ce sunt în zonă și vegetația. Drumul a fost închis în luna noiembrie și cel mai probabil va fi deschis în iunie.
Vremea bună aduce chef de vacanță, iar dacă vreți să evitați complicațiile de zbor sau cazare, sejurul pe patru roți poate fi o soluție. Sunt zeci de mii de familii de români care au ales deja acest tip de călătorie, astfel că am ajuns pe locul 13 în Europa la numărul de rulote. În plus, extrem de inventiv, ai noștri transformă orice fel de mașină în asemenea vehicule. Un camion de expediție care să-i ducă de la Cercul Polar până în India, pe drumul Mătăsii, este visul soților hărăguși. Au cumpărat la mâna a doua un vehicul folosit la transportul muncitorilor pe dealuri, către turbinele eoliene, și l-au adus la o firmă de conversie. Va fi o terasă pentru cafea, terasă care batează în timpul mersului. În statisticile europene se vede că românii au prins gustul vacanțelor pe roți. Cu aproape 43.000 de rulote și autorulote înmatriculate, am depășit Polonia, Cehia sau Grecia. Suntem încă departe de francezi, nemți ori italieni, care au o adevărată cultură a vehiculelor recreaționale. Cred că suntem printre popoarele cele mai călătoare din Europa. Circulăm peste tot, suntem foarte pofticioși din punctul ăsta de vedere al cunoașterii lumii. Noutatea e că mai mult de jumătate dintre vehiculele de vacanță înmatriculate reprezintă conversii, adică mașini care au avut inițial o altă destinație. Nu mai vrem să plecăm de aici, e prea frumos. Camioanele de mare putere, care asigură acces în zone dificile, sunt la mare modă. Cu bucătărie, dormitor, spațiu de luat masa, baie proprie. Până anul viitor, în martie, avem comenzi de onorat. Acest autobuz va fi transformat într-un party bus. Proprietarul vrea să-l poată plimba oriunde în lume, iar acolo unde parchează, să înceapă petrecerea. O să conțină canapele, loc de dans, spațiu pentru barman, pentru DJ. Costurile unei transformări pornesc de la 10.000 de euro, dar pot ajunge chiar la o jumătate de milion de euro. Firmele care realizează lucrările au nevoie de autorizație de la RAR. Vehiculele trebuie să fie reomologate. Este ziua protecției civile, iar pompierii au verificat starea sirenelor folosite pentru alertarea populației în caz de dezastru. Cele care încă funcționează au sunat dimineață în toate orașele țării, inclusiv în cele aflate la granița cu Ucraina. Pe de altă parte, mulți nu știu să facă diferența între mesajele de alarmare, iar unii chiar s-au speriat că am putea fi atacați. Suntem în centrul capitalei, iar aici sirenele Sistemului Național de Avertizare a Populației au sunat de pe cele mai înalte clădiri din zonă. Tipul de alarmă prevestea un dezastru, fie că vorbim de un accident cu substanțe periculoase sau de ruperea unui baraj. Da, am auzit, știu despre ce este vorba. De dimineață au anunțat la radio că va fi o verificare. N-am auzit deloc. Din cele de 256 de sirene au funcționat un număr de 184. Nici în Maramureș nu au funcționat 25 din 143. Pregătiți nu suntem, cum zice procedura, să ai, eu știu, un pachetel cu radio, baterii, alimente neperisabile. Deși IGSU a anunțat public în urmă cu câteva zile că de la 10 la 11 va avea loc acest exercițiu de alarmare, mulți oameni nu au știut despre ce este vorba și s-au speriat. Am auzit, dar nu știu nimeni să ne spună despre ce este vorba. După declanșarea războiului din Ucraina, IGSU a renunțat să mai testeze lunar sirenele, pentru a nu speria inutil populația. Cele din Tulcea au sunat însă de mai multe ori vara trecută, după ce în mai multe localități din Delta Dunării s-au prăbușit resturi de drone, doborâte de ucraineni. La Cetalchioi, primăria folosește și acum clopotele bisericii, întrucât în zonă nu este semnal și nu pot fi transmise nici mesaje RoAlert. Abia acum se lucrează la instalarea unui releu de telecomunicații în zonă. Doi români au fost reținuți în Spania după ce și-ar fi vândut fiica de 12 ani unei alte familii pentru 3.000 de euro. Garda civilă a intervenit, iar copila a fost găsită chiar în casa celor care au cumpărat-o. Tranzacția a avut loc în vederea unei căsătorii rapide. Autoritățile spaniole au intrat pe fir și au reținut pe părinți, iar fata a ajuns în grija unei instituții de asistență socială. Între timp, instanța a decis ca mama și tatăl să fie cercetați sub control judiciar. Li s-au luat pașapoartele, nu au voie să părăsească Spania și nici să se apropie de fiica lor timp de 45 de zile. Și cei care au plătit sunt cercetați. Washingtonul și puterile militare europene au insistat că nu vor trimite trupe terestre în Ucraina după ce Emmanuel Macron a declarat că acest lucru nu poate fi exclus. Ulterior, șeful diplomației de la Paris a încercat să calmeze lucrurile și a declarat că eventuala prezența unor trupe occidentale în Ucraina nu ar depăși pragul de beligeranță.
Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Et certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. We've been speaking to Elysee sources to specify further what the French president had been speaking of. The idea is that it is now up to individual countries, neither NATO nor the European Union, to decide whether or not there should be further engagement. The important thing is that that message was strongly sent to Moscow. The idea, explained an Elysee source, of strategic ambiguity, that it was time that Moscow understood that allies may be willing to go further than they had before. Oricum, după liderii unor puteri militare europene, ca Marea Britanie, Germania și Polonia, și Casa Albă a negat planurile de trimitere de trupe în Ucraina. President Biden has been crystal clear since the beginning of this conflict. There will be no US troops on the ground in a combat role there in Ukraine. Dar, a avertizat din nou președintele Biden, dacă ajutorul pentru Ucraina întârzie și mai mult, I think the consequences of inaction every day in Ukraine are dire. Președintele american a făcut aceste comentarii către liderul republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, după o întrevedere în biroul Oval cu responsabili din Congres, întrevedere descrisă drept intensă. They're on the move. This is not some frozen conflict. The Ukrainian soldier, the time is right now. Senator Schumer just said that Ukraine couldn't afford to wait a month or two more for additional funding because it would, in all likelihood, lose the war. Is that the administration's assessment? The situation's dire. The Russians not only took Avdiivka, they've taken a couple of other towns and villages in just the last 48, 72 hours. Ukrainian soldiers on the front, I mean, they're making some real tough decisions about what they're going to shoot at and what they're going to shoot at it with. And they're running out of bullets. Potrivit analiștilor militari occidentali, forțele ruse mențin un ritm ridicat de operațiuni în jurul orașului capturat din est, Avdiivka, pentru a împiedica trupele ucrainene să se regrupeze și să construiască linii defensive. Este imperios necesar ca Putin să piardă în Ucraina, dacă Europa vrea să fie liberă, a declarat pe de altă parte Vladimir Zelensky, la Tirana, unde împreună cu premierul albanez a fost gazda unui summit Ucraina-Balcanii de Vest. Iar dacă vrei cu adevărat să-l învingi pe monstrul Putin, trebuie să inovezi mereu și să încetezi să fii plictisitor cu acțiunile tale. Acesta a fost mesajul soției lui Alexei Navalnei, care a vorbit astăzi în Parlamentul European. Navalnei, care a murit subit într-o închisoare din Siberia acum 2 săptămâni, va fi mormântat vineri într-un cimitir din Moscova. Nu știu dacă vor fi funeralii pașnice sau poliția îi va aresta pe cei care iau parte, a mai spus văduva. Putin killed my husband, Alexei Navalny. On his orders, Alexei was tortured for 3 years. He was starved in a tiny stone cell, cut off from the outside world and denied visits, phone calls, and then even letters. And then they killed him. Even after that, they abused his body and abused his mother. Autoritățile au predat familiei trupului Alexei Navalny abia la 8 zile după ce a murit subit într-o închisoare din Siberia. The public murder has once again showed everyone that Putin is capable of anything and that you cannot negotiate with him. Yulia Navalnaya a jurat să continue lupta soțului ei pentru o Rusie liberă, căutând metode ingenioase așa cum a făcut-o Alexei Navalnăi pentru a ocoli cenzura și pentru a reuși să-și transmită mesajul în ciuda opreliștilor și acțiunilor represive. He was the opposite of everything boring. This is the answer to the question. If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring. Echipa lui Navalny ar fi vrut inițial să țină înmormântarea mâine, pe 29 februarie, în ziua în care Putin își va rosti discursul anual în Parlament. Numai că a devenit rapid evident faptul că nu există nicio persoană dispusă să sape o groapă în acea zi, a scris pe rețeaua X Ivan Jdanov, directorul Fundației Anticorupție a lui Alexei Navalny. Iar o purtătoare de cuvânt a dezvăluit că echipa lui Navalny s-a luptat din greu ca să găsească un loc pentru a ține ceremonia. Unele case de pompe funebre au pretins că sunt complet ocupate, altele au refuzat atunci când au aflat cui ar fi trebuit să organizeze funeraliile. Ba chiar cineva ne-a spus direct că agențiilor funerare le este interzis să lucreze cu noi.
În cele din urmă, slujba funerară la o biserică din Moscova și înmormântarea la un cimitir din apropiere vor avea loc vineri. I'm not sure yet whether it will be peaceful or whether police will arrest those who have come to say goodbye to my husband. Mașinile zburătoare din benzile desenate sunt tot mai aproape să devină realitate. Un model funcțional a fost prezentat la Târgul de Tehnologie de la Barcelona. Este creația unei companii cu sediul în California. Vehiculul viitorului are 8 motoare și propulsie electrică. Poate transporta 2 persoane, iar scopul declarat este să aibă autonomie de zbor pe o distanță de 320 de kilometri. Dacă totul decurge conform planului, producția masă ar urma să înceapă până la sfârșitul anului viitor. Dar pentru a primi autorizație de zbor, compania trebuie să se asigure că vehiculul respectă reglementările privind traficul aerian. Se estimează că un astfel de model va costa în jur de 300.000 de dolari. Polițiștii au găsit în casa actorului Alain Delon un adevărat arsenal. 72 de arme și peste 3.000 de cartușe au fost confiscate după o percheziție la domiciliul actorului din sudul Parisului. Agenții au găsit pe proprietatea lui Delon și un poligon de tragere. Însă vedeta nu deține autorizație pentru posesia de arme de foc. De la sfârșitul lui ianuarie, Alain Delon, grav bolnav, a fost plasat sub protecție judiciară. Justiția a desemnat un mandatar judiciar care să-l asiste pe actorul de 88 de ani în monitorizarea stării de sănătate. Mandatarul este chiar cel care a anunțat autoritățile că actorul deține arme de foc. Presa românească a pierdut un mare apărător al valorilor democratice. Cunoscutul jurnalist de politică externă, Horia Enășel, a încetat din viață. De-a lungul carierei a colaborat cu mai multe redacții de ziar și televiziune. A fost mulți ani și colegul nostru și a făcut parte din echipa care a lansat ProTV. Rămas bun, Horia! Horia Enășel a fost un profesionist adevărat. Un om cald, cu suflet mare, vertical și bun profesor pentru cei care au avut șansa să lucreze cu el. A studiat sociologia la Universitatea din București, a scris știri de politică externă la Cotidianul, a fost producător și redactor șef adjunct la ProTV și director de știri la B1 TV. În televiziunea noastră a făcut parte din echipa care a lansat Postul în decembrie 1995. După ce a părăsit ProTV, s-a implicat în mai multe proiecte de televiziune. Toți cei care l-au cunoscut și-l amintesc ca pe un om dinamic, plin de viață, care a pus suflet în tot ceea ce a întreprins. În ultimii ani a ales să trăiască în Belgia, dar inima i-a rămas mereu acasă, la Lugoj. Visa la o lume bună și dreaptă, corectă și normală. A pregătit multe evenimente culturale și a derulat acțiuni de binefacere, adunări de fonduri și colecte de bunuri și cărți. Începutul de an l-a prins activ în proiectele sale. În urmă cu o lună a trimis în Basarabia o mașină cu ajutoare pentru copii orfani. Horia Enășel a plecat mult prea repede dintre noi, dar va rămâne în inimile tuturor celor care l-au cunoscut omul empatic, plin de umor și generos. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Hibernarea a luat sfârșit pentru un urs din Carolina de Nord. Respectivul a fost filmat în timp ce ieșea din locuința unei familii. Cel mai probabil, spun specialiștii care au vizionat imaginile, și-a petrecut acolo unele zile de iarnă. În ciuda gabaritului, Moș Martin a reușit să se strecoare printr-o gaură de aerisire. Nu a mai zăbovit pentru a explora locul și s-a retras în pădure. Urșii care populează număr mare zona își pot face bârlog în locuri neașteptate, așa că localnicii sunt îndemnați să circule cu băgare de seamă în această perioadă, când animalele ies din hibernare. Surpriză și pe Tamisa, în apele râului și-au făcut apariția 3 delfini. 2 adulți și puiul lor au fost zăriți în comitatul Kent din sud-estul Angliei. În Tamisa trăiesc peste 100 de specii de pești și alte mamifere marine, dar o asemenea priveliște este rară. Întâmplarea vine după ce săptămâna trecută alți 6 delfini au fost observați în estul Londrei, aproape de locul unde a fost construită o barieră pe Tamisa ce apără capitala britanică de inundații.